Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Poate ați auzit că guvernul pregătește un mega pachet de creșteri de taxe și impozite, plus alte măsuri fiscale prin care încearcă să scoată și mai mulți bani din buzunarele românilor. Motivul? Deficitul bugetar a depășit deja estimările și continuă să crească, ceea ce pune în pericol fondurile europene. Adică Uniunea Europeană oferă zeci de miliarde de euro României pentru dezvoltare și investiții, dar una dintre condițiile esențiale este ca guvernul să țină totuși cheltuielile sub control și bugetul în echilibru. Prin această condiționare, Uniunea încearcă să se asigure că partidele de la putere din țara noastră nu spar chiar toți banii pe mite electorale, cum au obiceiul. Însă, ce să vezi, partidele de la guvernare nu se prea pot abține și ia ca dita mai problema. Doar după primele 5 luni, gaura la buget a depășit cu 20 de miliarde de lei deficitul programat. Așa că ce să facă guvernul? Taie cumva cheltuielile? Oprește risipa din bani publici? Digitalizează în sfârșit ANAF? Privatizează nenumăratele regii autonome și companii naționale, care sunt tot atâtea găuri negre în buget și locuri călduțe pentru sinecuriștii din clientela politică? Comasează ministere, eficientizează activități, reduce costuri redundante, mai taie din sporurile ridicole care se plătesc pentru riscuri inventate? Aș tăia sporul de hemoroizi, azi l-aș tăia. Ei, aș. De ce ar face asta guvernul când încă mai e piele de jupui de pe contribuabilii care plătesc corect taxe și impozite la buget? De ce râzi, mă? Râd că cumva se reiese că hemoroizii ar putea salva economia României. Și ei. Da. De ani de zile e un dezmăs total pe banii publici. Peste tot, să știți, nu doar în administrația centrală, ci și în cea locală. Din Piața Victoriei până la cea mai mică comună din această țară, banii munciți din greu și plătiți ca taxe și impozite, cu strângere de inimă, să recunoaștem că vedem ce se întâmplă cu ei. Deci banii ăștia sunt făcuți praf, cu o lipsă de responsabilitate halucinantă. Deci când îi auziți pe guvernanți spunând nu sunt bani, răspunsul e, ba, sunt bani, doar că îi aruncați pe prostii, îi cheltuiți aiurea. Sunt bani, sunt o grămadă de bani. Numai că dacă îi dați pe ce nu trebuie, normal că rămâneți fără. 90% din comunele din această țară sunt de facto în faliment. Au nevoie de bani de la guvern ca să supraviețuiască. Majoritatea nu reușește să-și plătească nici măcar salariile angajaților din taxele și impozitele pe care cât de cât reușesc să le colecteze din comunitățile respective. Dar asta nu împiedică primarii acestor unități administrativ-teritoriale, UAT-uri, cum ni se spune pompos, să-și mărească salariile cât le dă prin cap, cât ține lor și restului angajaților. Am tot vorbit despre asta, vreți câteva exemple? Ia. Luați, de pildă, comuna Pardina, din Tulcea. 500 de locuitori, salariul primarului era în 2020 de 10.000 de lei pe lună, cu tot cu sporuri. Viceprimarul încasa 6.200 de lei lunar. În cea mai mică comună din țară, Brebu Nou, din Caraș-Severin, primarul încasa 4.800 de lei lunar. Cea mai mică comună din județul Alba, Cerul Băcăinți, are 266 de locuitori, sau avea în 2020 266 de locuitori și 184 de clădiri locuite. Primarul încasase în 2020 peste 60.000 de lei ca salariu. Un studiu Expert Forum arăta că 17 comune din România au cheltuieli salariale de 4 ori mai mari decât veniturile proprii. 574 de comune au cheltuieli între 2 și de 3 ori peste veniturile proprii. 1527 de comune au cheltuieli până la de două ori peste veniturile proprii. Cum spuneam, 90% nu reușesc să-și asigure nici măcar salariile angajaților din ce colectează. Cum supraviețuiesc? Cu bani de la guvern. Sute de milioane de euro anual, ce oferă în schimb acești primari? Voturi pentru partid. Unde este interesul public în menținerea acestei situații? Nicăieri, evident. Ce ar trebui făcut? O reorganizare administrativ-teritorială care să taie sute și sute și mii de posturi de oameni care nu fac nimic, de fapt, că nu au ce să facă, comasări, reorganizare teritorială, eficientizare. De ce nu se face? Deficitul bugetar e atât de mare încât vedem acum că pune în pericol fondurile europene destinate dezvoltării României, dar dezmățul acesta pe bani publici continuă. Sunt multe forme în care se aruncă, se risipesc banii, dar una dintre formele cele mai comune de spargere a banilor publici este Sanchi, organizarea de cursuri de formare profesională la mare și la munte.
În fapt, o formă mascată de a trimite angajații la munte și la mare în concedii plătite din bani publici în plin sezon, când sunt tarifele mai mari. Sunt puține firme în țara asta care totuși oferă bonus la contract angajaților de top, concedii plătite full sezon la all inclusiv. Nu sunt atât de multe firme private, inclusiv alea care sunt foarte profitabile. Ăsta e un lucru care se negociază cu dificultate. Nu știu mulți angajați la privat din țara asta care au astfel de bonusuri la salarii. Dar la stat, la stat, în orice comună poți să fii trimis la mare. Nu contează că primăria respectivă nu reușește să-și plătească nici măcar salariile. Se fac rezervări pe sute de euro pe noapte. Fiți atenți. Primăria din Brădeni, o comună din marginea județului Sibiu, a cumpărat recent pachete de cazare cu 284 de euro pe noapte la un hotel de top din Neptun Olimp, ăla frumos, ăla nou renovat, da? Ăla cel mai fiță. În vârful sezonului pentru cursuri de perfecționare la care angajații pot participa dacă vor și cu familiile. Ce drăguț! Primăria Șelimbăr, tot din Sibiu, a plătit 6.400 de lei pentru 6 nopți de cazare pentru unul dintre angajați, adică peste 200 de euro pe noapte, la un alt bine cunoscut și scump hotel din Jupiter, unde funcționarii pot merge tot la perfecționare și tot cu familiile la jumătatea lunii august. Primăria comunei Hoghilag a plătit azi 6.000 de lei pentru cazarea all inclusiv a unui angajat la Neptun între 20 și 26 august, tot pentru ceva curs de perfecționare, tot cu familia. Hai mă că e ceva, că sunt prea organizați toți în august. Iar sunt, atunci e sezonul. Sunt cursurile de vară. Da. Astea sunt. Da. Turnul Sfatului face documentarea asta. Felicitări colegilor de la Turnul Sfatului. Primăria Mediaș plătește 37.000 de euro pentru cazarea și cursurile de formare ale unor angajați, cursuri care au loc, ce surpriză, în lunile iulie, august și septembrie, în stațiunea Mamaia. Oraș. Da. Mediaș și oraș. Altfel ai văzut? Sătenii sunt la Neptun, da. Jupiter. Și ăștia sunt la Mamaia. La 4 stele. Da, mă, dar cum o să arate Mediașul după cursurile astea? V-ați gândit? Ce transformare o să sufere orașul? Bă, unul nu s-ar duce la cursuri de formare în februarie, în Slobozia sau la Mizil. Da. Frumos la Mizil, am auzit. Da, adică să mai vedem frumusețile patriei. Noi plătăm, știi, să facem, să se facă turism, vorba aia, în toate locurile. Nu doar la Mamaia și Neptun Olimp în august. Mai mergem. La Mizil în februarie, de ce nu merge nimeni? Corect. Numai la Mamaia, Olimp, Jupiter, Eforie, la Sărmani. E zăpadă și nu se ajunge până la Mizil în februarie. Da, pentru că nu sunt bani de dezăpezire. Asta e altceva. Primăria nu mai are bani de dezăpezire, că a dat banii pe cursuri de formare a dezăpezitorilor. Interesant e că toate aceste cursuri pot fi făcute și online. Mai de când cu pandemia, toată lumea știe să intre pe Zoom sau pe Teams sau pe Skype, toată lumea știe online. Hai mă, unde ai văzut o plajă online? Da, exact. Toate firmele care vând cursurile acestea, care oricum sunt la prețuri de câte 5, 6, 7, 8, 10 ori mai mici decât cât costă cazarea propriu-zisă, deci toate oferă aceleași cursuri și online. Firmele private oferă toată paleta de servicii. Vreți față-înfață curs? Putem face. Pentru dumneavoastră facem, nicio problemă. Trimitem omul, costă mai mult, că și ăla trebuie cazat, până la cazăm săracul pe unde putem, pe la o mătușă, îi găsim pe undeva un cămin, luăm și noi niște bănuți. Vreți online? Facem și online. Mai ieftin. Vreți mai ieftin? Nu vrem mai ieftin. Vrem cel mai scump posibil. Păi de ce dăm de banii noștri? Da, ne ascundem după degete, că toți știm ce-i cu șmecheria asta și cu toate celelalte. Păi și atunci când vedem cu toții și știm cu toții cu ce dispreț și cu câtă indiferență e risipit banul public în țara asta, cum să nu ne revolte planul guvernului de a crește masiv taxele și impozitele? Pentru ce să dăm mai mulți bani la stat? Doar ca să-și bată joc de ei guvernanții? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.